Se închide podul Mărgineni. Circulația rutieră pe podul Mărgineni și calea Moinești se va restricționa în totalitate, începând cu 17 martie, între sensul giratoriu de la intersecția străzilor Energiei și Mioriței până la intersecția străzilor Arcadie Șeptilici cu calea Moinești. Motivul este reluarea lucrărilor de modernizare a căii Moinești și asupra înălțării podului Trebeș. Conducătorii auto au la dispoziție mai multe rute alternative. Traficul de tranzit Moinești-Bacău și Bacău-Moinești se va devia pe ruta Arcadie Șeptilici, Dr. Alexandru Șafran, calea Republicii, cu acces în DN2. Traficul local se va devia pe ambele sensuri spre trecerea la nivel cu calea ferată și pasajul rutier subteran, cu acces în străzile Constanței, Ștefan Gușe, Arcadie Șeptilici, Oituz, Gării. Traficul în zona intersecției Mioriței Energiei se va devia pe străzile Nordului, Erou Costel Marius Hasan, Gării. Strada Nordului va reveni la dublu sens de circulație pe toată perioada derulării lucrărilor.